bancnotă de 100 de lei emisă de doar câțiva ani de BNR se vinde cu foarte mulți bani pe site-urile de vânzări. Așadar, care este bancnota românească de 100 de lei, care se vinde cu 1000 de lei pe internet? Ce trebuie să scrie pe ea? Mulți colecționari o vor. Bancnota de 100 de lei emisă de BNR în anul 2018 cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 se vinde acum cu foarte mulți bani pe internet. Astfel, un vânzător de pe internet a postat un anunț de vânzare în care solicită pentru această bancnotă numai puțin de 2400 de lei. Bancnota aniversară este diferită de cea normală. Pe aversul bancnotei, în partea dreaptă, se regăsesc portretele regelui Ferdinand I și reginei Maria. Pe revers, sul bancnotei de 100 de lei aniversare sunt ilustrate intrarea în București a alaiului regal de la 1 decembrie 1918, un fragment din buzduganul regelui Ferdinand I, respectiv patru femei în costume populare specifice fiecărei provincii românești unite, Basarabia, România, Țara, Ardealului și Bucovina. Iar dedesubt se află textul: falsificarea acestor bilete se pedepsește conform legilor. Denumirea Băncii Centrale, Banca Națională a României, se află sus pe orizontală, iar sigla BNR este poziționată în dreapta sus și în stânga jos. Valoarea nominală este imprimată astfel, pe verticală în stânga sus și pe orizontală în dreapta jos, în cifre 100 și pe orizontală în stânga jos în litere 100 lei. Mai arată BNR, relatează playtech.ro.